Sectorul jocurilor de noroc contribuie anual cu o sumă consistentă la bugetul de stat prin taxe directe și indirecte, iar numărul românilor care sunt pasionați de jocuri de noroc este într-o creștere continuă, potrivit unui studiu efectuat de GfK România. Raluca Smaranda a analizat cifrele și vine cu mai multe informații. Raluca, te ascultăm. Bun găsit, suma care ajunge anual la buget din taxe directe și indirecte se ridică la 600 de milioane de euro, arată datele Asociației Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc. În plus, și în ceea ce privește gradul de colectare, acesta este imens, respectiv de aproape 100%, iar numărul angajaților care lucrează în această industrie se ridică la 45.000. Procentul românilor care sunt pasionați de jocuri de noroc este într-o creștere continuă, arată datele studiului efectuat de GfK România. Astfel, 15% din totalul populației de peste 18 ani a jucat cel puțin o dată în ultimul an la jocuri de noroc. Bărbații sunt mai împătimiți decât femeile atunci când vine vorba despre această practică. Mai exact, un bărbat din 4 a jucat cel puțin o dată în ultimul an, în timp ce procentul femeilor care au bifat această activitate a fost de 7%.